Și atunci, deci mergând pe chestia asta care este o discriminare, mă reîntorc la ceea ce spuneam că probabil că ar trebui făcut și ar trebui făcut ca afară. Afară există niște criterii. În orice domeniu, cum bine știm, fără criterii nu se poate face nimic. Motivul pentru care astăzi sunt aceste 22 de federații, dar ele sunt, primesc bani de la stat aiurea uneori. Toate 22 primesc? Parcă sunt 12 sunt oficiale, sunt cu CIS, recunoscut de sport, și celelalte sunt pe parte privată. Cei pe parte privată nu primesc nimic, ceilalți primesc. Numai că și acolo unde primesc, dacă nu există criterii, niciodată nu se poate să știi dacă cine este, ce federație este. Pentru că criteriul poate să-mi spună precis cui aparții. Este ca la hotel, ca oriunde. Mă duc la un hotel de ostea, dau 50 de lei. Mă duc la un hotel de 7 stele, dau 500 de lei. Foarte curând, niște criterii care să fie clare. Sunt foarte clare. Ele sunt foarte clare, că nu sunt criteriile făcute de Florentin Marinescu sau nu sunt făcute de la Sfânt. Deja merg în Franța, merg în... Pardon, merg la Ruși, merg oriunde. Niște criterii foarte clare. Câte cluburi ai, câte practicanți ai, dar acolo sunt precis. Club înseamnă 20 de practicanți cu un antrenor angajat și nu știu ce. Nu înseamnă 3 oameni pe care eu mi-aduc așa. Sigur, fac un club urât, sunt cu 3 oameni și cam un club. Dacă eu am la ora actuală 50 de, sau 60 de elevi, de exemplu, dau un exemplu, da? Eu deschid 20 de cluburi. Pun câte 3 din fiecare repede să facă câte un club și zic, domnule, eu am 30 de cluburi, mă, sau 20 de cluburi. Deci, într-o dată, eu am 20 de cluburi. Mare și la 20 și la 20 și, într-o dată, eu vin și zic, păi, bine, sunt de federație care avem 2500 de cluburi. Nu merge așa. Câți oameni ai? 3. Nu ești club. Clar. Și de-aia le este frică multora de chestia asta. Mulți zic, dom'le, s-a găsit el să facă. Nu m-am găsit eu. Astea sunt chestii care se fac pe plan internațional. Nu eu le-am găsit, nu eu le-am stabilit. Așa se fac. Deci în condițiile în care într-o țară se dorește ca aceste arte marțiale să funcționeze corect pentru toți. Pentru toți. Pentru că aia este o funcționare corectă, corectă, corectă. Că de-aia și zis, am dat exemplu cu hotelul. Este o chestiune simplă, dacă mă dau în hotel, știu precis, nu am televizor, nu am aer condiționat, asta este, m-am dus acolo. Mă duc la un hotel care este mai, am altceva. Știu pe ce dau bani. Așa și ministerul și tot știu precis pe ce dau bani. Sensei, deci revenim la festivalul acesta. Câte zile ar trebui să țină în principiu? Două zile, pentru că în prima zi am face acea festivitate care mă gândesc eu să nu țină mai mult de 2 ore, pentru că nimeni nu ține 2 ore, poate nici chiar 2 ore, 1 oră și jumătate, 2 ore maximum. În care să inviți ambasadele toate, să inviți guvernul, să inviți președinte, să inviți partid, să inviți toată lumea, să faci acea demonstrație care spune, să dai ce dai, să mulțumești celor care au făcut eforturi, ani și ani de zile sunt foarte mulți care au făcut eforturi, să le mulțumești oficial, pentru că ăsta este foarte important și mai ales dacă vine președintele, este o chestie extraordinară, să-i mulțumești în fața președintelui cuiva. Iar a doua zi, să faci clase. Clase de câte, tot în aceeași incintă, să pui tatamii în 20 de încăperi diferite și să se predea permanent. Mă duc, fac puțin aikido, învăț ceva de la aikido. Și stabilim un nou record, nu? Da. Dacă tot facem. Facem și un alt record, da? Exact chestia asta. Mă duc, afară se lucrează și face câte o săptămână, afară fac totuși niște lucruri extraordinare. Dar noi să facem măcar 4 ore, cu asta să începem acum. Dacă facem 4 ore și eu aduc copilul, vin cu copilul și zic că ia intră aici și bă la karate. Doar se descalță și la karate îl învață că nu pleacă de aici, ajunge în poziția asta, face. Deci învață ceva. El vede copilul, pleacă acasă cu o tehnică. Mă duc dincolo la judo, îl învață să cadă, îl duc dincolo la jiu-jitsu, îl învață o acțiune articulară sau nu știu ce. Îl duc în altă parte și tot mergând pe la toți, da? Vedem, poate facem și niște mișcători, de exemplu, dacă ai trecut prin 3 clase de astea, la fiecare ți se dă o semnătură, ții un tichet și ți se dă o semnătură și ai dreptul să vii la o lună sau o săptămână sau ceva de un curs care vrei la oricine din țară la oriunde. Și în altă parte, că ne gândim puțin la o chestiune de genul ăsta. Să o legăm frumos de sport, pentru sport, deci totul să fie sport, 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 sport. Și participanții de la aceste 18 federații, ei sunt de acord? Au marșat? Toți vor să facă, toți. Și ceilalți au marșat. Numai că nu au venit la treaba asta. Au venit, a spus, domnule, noi, de exemplu, președintele de la să dau un exemplu, de la Sambo, era plecat la Baku. Și atunci n-avea cum să vină, a zis, domnule, sigur că mă interesează foarte tare, eu sunt așa, pe urmă, președintele chiar de la karate tradițional. Nu au mai venit, dar oamenii au sunat și au spus, domnule, noi suntem lângă, ce ați vorbit rămâne valabil și pentru noi și așa de departe. Deci oamenii sunt de acord majoritatea. Noi vă spunem că vom fi partenerii dumneavoastră. Deci de acum... Da, de exemplu, domnul Amato Zaharia,
Kempo, la fel, avea un stagiu, n-a putut să vină și a cerut scuze că nu poate să vină tuturor. A zis, domnule, eu sunt de acord, dacă ce vreți să faceți cu toți, facem, suntem toți de acord și așa mai departe. Deci oamenii sunt în principiu de acord. Munca cade pe dumneavoastră. Da, nu mai munca. S-a făcut un comitet de organizare. Sperăm că o să iasă, că trebuie să iasă bine. Da, n-aveți dacă vreo două săli în tot București în care ați putea să faceți. Nu, la expoziție vreau să o facem. Dacă ne ajută, e una atât, din cele două. Atât. Nimic. Atât. Nu, sala polivalentă e mult prea mică și nu se poate face și eu sală, pentru astfel de activitate trebuie văzut puțin altfel, că de asta mai și gândeam să facem totuși aici în o tribună și pe margine nu știu ce. Și jos dacă ai băgat 1.500-2.000 de copii care au făcut demonstrație, deja arată într-un fel. V-am spus, record mondial. Deci, dacă tot faceți, să fie ca lumea. Da, te văzut cât e recordul în principiu. 1.000 de oameni. 1.000 a fost? 1.000 la Cata. Mm-hmm. Eu faci până cu 1.500 de oameni. Da. Haideți să trecem un pic pe alt plan. De curând au fost Jocurile Europene de la Baku, care s-au încheiat, au participat și ca 147 de sportivi români, s-a cucerit 3 medalii de aur, scrimă, echipa de spadă, judo. Așa? În ultima perioadă, scrimă și judo. 5 de argint, gimnastică, caiac, gimnastică aerobică, sabie. Stăm bine cu spadă, sabie, cu scrima. 4 medalii de bronz, gimnastică, sambo, spadă din nou. Cum comentați aceste rezultate? Sunt bune sau rele? Nu, rezultatele sunt bune, fără discuție sunt bune. Competițiile sunt binevenite și sunt... Eu personal mă declar că nu sunt bune. Deci pe mine, dumneavoastră luați în considerare condițiile în care se desfășoară? Eu am plecat plecând numai de la concept, de la conceptul despre sport, de la ce gândim despre sport, cum facem sport. Eu de la asta am plecat. Păi la ce se întâmplă în sport în general. Mâine chiar aștept să văd, sunt tare curios, mâine la ora 12 avem întâlnire cu doamna ministru, cu toată lumea, am înțeles că vin oameni să ne povestească despre sport, așa se și numește reuniunea de mâine, sportul de astăzi. Și mâine la 12 voi fi tare curios să văd și care este sportul de astăzi, ce se vorbește. Pentru că în condițiile în care eu am aflat că totuși există 6 sporturi pe care guvernul le-a stabilit ca fiind sporturi de importanță majoră și că sunt singurele de importanță majoră, deja discutăm de cu totul altceva. Știți că la un moment dat s-a și semnat ceva, un fel de Daciada care să facă prin școli, numai la câteva ram sportive. Păi da, dar pentru asta ar trebui făcută din nou o revoluție, dar nu mai atâta sportul, care erau olimpice toate, dar povestea este că nu ai voie, după cum tu vii și îmi spui mie că nu există discriminare de niciun tip, nici măcar în sensul ăsta. Da, știți asta când s-a semnat acum? Chiar a fost ciudat pentru mine. Deci, cum comentați rezultatele de la Baku? Deci spuneam că, după părerea mea, sunt niște rezultate, mai ales că vă imaginați, dacă stăm să gândim. Dar aș vrea să nu fiți diplomat. Nu. La răspunsul ăsta aș vrea să fiți un pic rău. Mi-e foarte greu pentru că agresivitatea, vă spuneam că nu este latura mea cea mai adevărată, nu. Eu sunt un tip calm și un tip care, judo m-a învățat foarte multe și jiu-jitsu și în general tot principii pe care nu le poți și în discuții și în orice altceva și sunt principii de orice. Nu, n-am să fiu, pentru că ați văzut foarte bine că sunt suficient de vehement să-mi spun un punct de vedere, mai ales că nu e un punct greșit, nu e un punct împotriva cuiva, oamenii le iau de multe ori ca fiind o chestiune împotriva lor. Nu, rezultatele sunt ale noastre, ale tuturor, ale poporului, nu ale sportivilor care au fost acolo. Faptul că chestia asta a fost făcută într-un anumit moment, faptul că... s-a dat o anumită tentă de jocuri olimpice europene. Nu există jocuri olimpice europene și nu o să existe, că nu se pot face jocuri olimpice. Olimpiada a fost o singură dată cu jocuri olimpice și cu asta basta. Înseamnă cu totul acela, dacă ținem ideea aceea, dacă menținem și păstrăm acea idee de unde s-au ajuns iar la jocurile olimpice moderne și toate celelalte, sau primele jocuri olimpice din antichitate. Da, competiții sportive, sigur că sunt binevenite. Cele care se făceau la nivel, că m-ați interesat de sport acord, știți că sport acord
făcuse, grupase toate sporturile în patru mari familii și ar urma ca fiecare familie să aibă să le revină mai mulți bani, să aibă sigur, niște cont. Deci, dar să aibă fiecare competiție majoră, major. Dacă vreți o competiție majoră, o competiție mondială a mai multor sporturi la un loc. Care erau olimpice și neolimpice, nu avea importanță. Care cât de cât se asemănau între ele. Da, și se asemănau, erau din aceeași familie. Și asta era o chestiune absolut extraordinară care nu se mai facă evident. Sensei, ocoliți răspuns. rezultatele, știți că elevul din clasa întâia, rezultatele, nu sunt foarte rele, pentru că eu mă așteptam să fiu mult mai jos, pentru că deși se muncește foarte mult, deși sunt sportivi foarte mulți care își doresc să facă performanță, lucrurile nu sunt cele mai bune. Eu, după părerea mea, gândiți-vă că încă se muncește la o nouă lege a sportului care se cerea de ani și ani și ani de zile. Gândiți-vă la o grămadă de lucruri, gândiți-vă că noi încă nu știm încă cine suntem exact. Gândiți-vă că sunt o serie întreagă de specialiști. Vă rog, eu puteți să-mi dați răspuns. Sigur că am fi putut să avem la nivelul ăsta la Baku, pentru că totuși nu era o chestiune europeană, puteam să avem rezultate mai bune. Dar rezultatele astea mie îmi spună aceea decât că este un mare semn de întrebare și pentru olimpiadele care vor urma este și un mai mare semn de întrebare. Nu uitați ce a zis domnul Țiriac cu niște ani în urmă despre viitorul sportului. Da, domnul Țiriac este o personalitate mare și a încercat să facă ceva, pe urmă n-a reușit, dânsul știe foarte, foarte bine, mi-a făcut mare plăcere să constat că a fost dintre cei care, sau hai să zic eu, am fost ca și el în aceeași barcă, în sensul că am gândit la fel despre sport și dorințele au fost asemănătoare. E complicat cu sportul, e complicat și este foarte complicat în primul și în primul rând. Gândiți-vă la gimnastică. Gândiți-vă că noi discutăm de Europa și de rezultatele astea pe partea europeană și gândiți-vă că noi când vom discuta de olimpiadă sau de mondiale, deja discutăm de alte națiuni care vin, America, China, da. Care vin... Discutăm de un moment belu când s-a întâmplat ceva și de la momentul ăla Belu, care este un om deosebit și antrenor și om și român, s-a întâmplat ceva în gimnastică, ceva rău. Și de atunci suportăm consecințele. Da, nu știu. Părerea mea personală. Da. Momentul acum 4 ani, 5 ani, 6 ani. Da, trecem peste asta. Spuneți-mi, vă rog, știm cu toții că România este criză, indiferent ce să spune, să dau niște statistici, că este creștere economică, o fi, să dea Dumnezeu să fie așa, dar eu văd magazine închise peste tot și altele și altele și altele. Eu zic că e criză. Încă o dată, să dea Dumnezeu să greșesc. Ce s-ar putea face pentru sportul de masă în acest moment în România, în câteva cuvinte? Nu, eu cred nu în acest moment. Ar trebui ca guvernanții să înțeleagă că este poate momentul ca sportul să devină prioritate. Ca sport.